Muzeul Municipal Călăraș a organizat la finele săptămânii trecute expoziția de artă plastică a elevilor Liceului Pedagogic Ștefan Bănulescu. Deschiderea expoziției a avut loc în prezența unui număr restrâns de participanți, în conformitate cu normele existente. Lucrările vor fi fotografiate și vor fi postate pe pagina muzeului. Suntem așa în condiții de restriște, ca și cum ar fi... Mă bucur pentru o nouă expoziție și pentru faptul că elevii liceului pedagogic profilul de arte lucrează și expun. Mă bucură faptul că dintre ei, în urma anunțelor făcute cu ocazia celorlalte expoziții, au venit și au lucrat și la muzeu dintre ei. Și închei prin a le dori succes. Suntem într-adevăr în număr din datorită acestei situații create de virusul ăsta păcătos. Nu știu cât va ține, am o îngrijorare și cum va începe noul an școlar. Avem copii care sunt și din Republica Moldova și va fi o problemă ca ei să se întoarcă la școală. Cu toate astea, am găsit câțiva elevi care au lucrat și în această perioadă de pandemie. Și de aceea o să vedeți doar câteva nume în această expoziție, câțiva elevi care au reușit să lucreze în continuare și să expună. Unul dintre ei este George Iulian Bădițescu. Eu mă mândresc cu el că i-a fost și dirigint în acești ani. Este prima serie. Se vede progresul și evoluția lui din clasa a noua până acum. Eu sper să fie unul dintre cei care vor continua acest lucru și vor ajunge să urmeze și o facultate de artă. Mulțumesc domnilor profesori, domnului Silviu Soare, care a lucrat cu acești copii, care a fost specialistul nostru în această perioadă, doamnei Amelia Dincă, care pe lângă faptul că este profesor la clasele de pedagogic și la clasele de artă, care s-au format până acum, este și curatorul expozițiilor și de fiecare dată ne spune cuvinte frumoase și încurajatoare pentru acești elevi. Iar eu, am un sentiment de emoție și de mândrie în același timp că am reușit să creez aceste clase la Călăraș. Sper ca an de an să vină cât mai mulți copii, să ne creiem un nume, un renume și să putem să organizăm expoziții și la un alt nivel, nu numai la nivelul județului Călăraș. Mulțumesc invitațiilor și vă doresc succes. Vă rog, doamna, să mă bucur că din nou cei mai talentați elevi ai claselor de artă de la Liceul Pedagogic Ștefan Bănulescu au reușit să încheie o frumoasă expoziție. Sunt lucrări, bineînțeles, create în perioada aceasta dificilă pentru toată lumea, dar ei au continuat să creadă în pasiunea lor. Bineînțeles, este de lucru în continuare, dar cei mai talentați au reușit întotdeauna să evolueze de-a lungul acestor ani și să demonstreze că pentru ei asta este un fel de a trăi. Fără exercițiu nu se poate, sunt elevi care au exersat foarte mult, care au un talent nativ, dar ca orice talent nativ trebuie lucrat și sunt un anumit număr de elevi care sper, așa cum spunea și doamna director al Liceului Pedagogic Ștefan Bănulescu, doamna Buran, care avem speranța că vor urma artele plastice în continuare. Pentru că este un domeniu frumos, este un domeniu foarte greu, ca orice disciplină, ca orice domeniu, trebuie să muncești foarte, foarte mult. Cei care expun aici au tehnici diferite. Fiecare a expus ce domeniul avantajează mai mult, desen, pictură, modelaj. Și de aceea expoziția de astăzi este una care urmează iarăși un semestru de efort, acest semestru truncheat, dar iată că s-a putut și în aceste condiții
să se lucreze. Îi felicit pe, în primul rând, pe cei care au făcut efort să vină astăzi la expoziție, mă refer la elevii de expozanți, la Bănițescu, George Iulian, la domnul Matea, și la pianistul nostru, Micu Robert, care de fiecare dată ne face frumoase întâlnirile. Și trebuie să menționez ca de fiecare dată că doamna director este sufletul acestor clase de artă fără discuție, pentru că dânsa susține toți elevii și pe cei foarte talentați și pe cei care sunt în curs de devenire și pe care îi dorește să meargă pe drumul artei. Vă mulțumim și dumneavoastră că ați venit și v-ați făcut timp în această perioadă să fiți alături de noi. Și felicit toți elevii care au expus. Și mulțumim domnului Lădulescu, cel care de orice ne sprijină de versurile noastre. Stimați invitați, expoziția de față este oarecum o selecție a celor mai bune lucrări, dar vreau să menționez că mai sunt lucrări bune. Majoritatea elevilor noștri nu locuiesc în Căvraș, ci în comune apropiate și cu ei nu am putut lua legătura de tot online, astfel încât lucrările nu sunt, știu, ca volumă reprezentative, dar cu siguranță sunt dintre cele mai bune pe care le-au caivat copiii mei, dacă pot să le spun așa. Și vreau să le mulțumesc pentru felul în care au răspuns cerinței mele de a primi informații pe care le-am dat în acești ani. Acum avem elevii într-un an terminal, sper să jumătate veniți pe studenți. Cu mulțumire gazdelor, domnului director pentru deosebită interes acordat activității noastre și mulțumesc noastre pentru prezență. Mă numesc Bătățescu George Ilian, elev al Liceului Pedagogic Ștefan Bălănescu din Căvraș, la secția arte vizuale. Profesorul meu, mentorul meu, este domnul Silviu Ioan Soare. Sunt expozant în expoziția curentă. Cum a spus și doamna Maria Dincă, drumul ăsta al artei, taina asta, e o descoperă doar prin muncă, perseverență, cu ajutorul unor oameni buni, oameni îndrumători și declarăm expoziția deschisă.